Salutare, Panduțu aici, din nou cu voi. Dacă săptămâna trecută v-am dus la finala Euro, astăzi e momentul să vă arăt cum e la un alt eveniment sportiv major aici în Marea Britanie. E bine, Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1 la Silverstone. Astăzi vă arăt cum este experiența în ziua cursei. Momentan este coadă mare aici la intrare, dar vă povestesc mai mult după ce intru. Haideți să ne distrăm astăzi. Bun, și gata, am intrat aici. Ia, hai să mergem fix aici în buza circuitului. Acum este cursa de Formula 2 care se întâmplă. Pentru că nu e doar Formula 1, se întâmplă multe chestii weekendul ăsta. Mă rog, weekendul ăsta și astăzi, astăzi în mod special. E ca un festival aici. O să avem și concert, o să avem și cursă, curse, o să fie și niște chestii demonstrative. Pot să încerc să vă arăt aici cum se desfășoară o zi la Silverstone. Suntem la ultima tură aici la cursa de Formula 2. Hai să vedem cine câștigă. Se vede că n-am mai fost la curse de Formula 1, că am venit nepregătit. Oamenii ăștia și-au luat crema de protecție solară, șepci, mi-am luat și o șapcă acum, că o să stăm în soare astăzi. Mă rog, eu nu o să stau neapărat în soare în timpul cursei, că am locuri speciale, dar așa, că te plimb pe aici, așa. Și-au luat oamenii scaunele, ați văzut acolo cum stăteau. Acum mă duc să văd unde e locul meu în tribună și vă povestesc mai multe pe parcurs. Iată aici câștigătorii de la Formula 2. Gata, am ajuns și aici în tribună. Cam asta o să fie view-ul meu de astăzi. Practic ultimele două viraje înainte de finish. Trei viraje. Mă rog, locul e un pic mai încolo, dar nu mă pun încă pe loc. Unde să mă mai plimb, hai să vă arăt și vouă ce și cum. Foarte multă lume astăzi la Silverstone se întrece lumea aici cu casa închisă. Evident a mai fost oameni care și-au luat bilete pentru anul trecut și le-au păstrat. Eu am avut noroc și am mai prins și eu niște bilete. Le-am prins doar la General Access, unde poți te duci oriunde, mai puțin la tribune. Am prins locuri doar la tribună, am dat vreo 300 și ceva de lire, dar am acces și la zonele de general, dar din ce am văzut, ca să prinzi un loc bun trebuie să vii de dimineață, să-ți pui acolo scăunelul și să stai să te uiți la cursă. Cred că eu sunt un pic mai avantajat așa cu locul ăla din tribună, chiar dacă e un pic mai scump. În rest, foarte mult haos momentan, încerc să mă dezmeticesc. Dau o tură de circuit, mai sunt vreo 3 ore până la cursă. Sunt o grămadă de asta, de mâncare, de merchandising, de tot ce vrei tu. Și mulți, mulți oameni. Episodul de astăzi vă este oferit și de Formula 1 2021, noul joc care tocmai s-a lansat acum două zile. Ei bine,
Dacă stați până la finalul acestui clip, veți afla cum puteți să câștigați și voi un joc pe PlayStation, pe Xbox, pe PC, pe ce vreți voi să-l jucați. La finalul clipului vă explic ce trebuie să faceți ca să participați și să câștigați. Sunt ceva opțiuni de mâncare la oamenii ăștia, dar m-am hotărât să-mi iau un burgeraș. Acum mai sunt doar vreo oră jumate așa până începe cursul și am zis să mănânc de acum, că pe urmă nu se știe. Da, sunt mai am un pic și termintura de circuit aici pe marginea lui. În mare parte sunt tribune și locuri unde stau oamenii de la General și de-astea de mâncare, toalete și alte chestii. În partea cealaltă, pe unde am intrat, e main stage-ul și sunt alte chestii, dar ajungem și acolo imediat. Să mănânc și un pic. E băgat să vii la Silverstone și să nu te dai și în roată. Stai că e... soarele ăsta super dubios. Da, hai să vedem dacă se vede circuitul mișto de sus așa. Așa se vede din roata, dar bucata asta aici din circuit se vede calma, rest, e destul de departe restul circuitului, dar o experiență mișto. 10 lire costă pentru adulți și 8 lire pentru copii. Spatele meu este main stage, unde o să avem concert Becky Hill mai încolo, dar până atunci se cântă iarăși Sweet Caroline! Un, doi, trei și Sweet Caroline. Oh, and I never feel so good. So good, so good, so good. Da, și aici tot așa se vede frumos cursa. Da, mai frumos aici, ce să zic. Chiar mă gândeam dacă o să o văd aici. Dar, doamnelor și domnilor, vă prezint mașina de Formula 1 pentru sezonul următor. Proaspăt prezentată acum câteva zile, făcut acum vreo 3 zile. Iată cum arată, hai că vă arăt ce mai de aproape. În fan zone sunt tot ceva de challenge-uri, reaction challenge. Aici se schimbe cât mai rapid cauciucurile și evident poți să faci un gif acolo pe podium. Aici e-sports, exact ce ziceam de noul Formula 1 2021. Poți să-l joci aici la așa cum se joacă, știi? Sunt aici la locul meu. O să se vadă frumos. Sunt mașinile acolo pregătite de start. Încearcă Hamilton să-l depășească pe Verstappen.
fost aici accident cu Verstappen, cu Hamilton. E supărată lumea de la Red Bull. Dar mie mi s-a părut că a fost mai mult vina lui Max decât al lui Lewis. Acum n-am. By the way, ăsta este un radio în care aud cursa. Nu știu dacă se aude și la voi. Că se aude mai tare decât de la difuzoarele astea. Da, deci după o tură s-a suspendat momentan cursa, continuăm până la bingo. Deci o să mai avem încă un start, practic. Restart la cursă. Mamă, ce gălăgie! Dubla 2! De tururi. Leclerc aici pe primul loc, urmat de Bottas și Hamilton, Norris. Mi se pare foarte tare cum aplaudă lumea, se bucură de fiecare dată când trece Hamilton și Norris. Depășirea a făcut Hamilton așa în penultimul tur. Gata, trece și Norris. Acum ne pregătim de finish. Ne pregătim de finish. Atmosfera e genială aici. Ne pregătim să-l primim pe Lewis Hamilton. Ce cursă, ce final și ce frumos că a câștigat domnul Lewis Hamilton aici la el acasă. Băi, e greu să nu ții cu el și am revenit la Formula 1 după ce m-am uitat la Drive to Survive pe Netflix. Și bă, îmi place de el ca om, pe lângă faptul că e foarte bun ca pilot. Și ca om e foarte mișto și cum vorbește și așa. Și da, astăzi am ținut cu el, mai ales că sunt aici. Și mă bucur că a și câștigat. Foarte bună cursă și cu lui Leclerc. Păcat de incidentul de la început, că probabil ar fost cu totul altfel cursa. Dar na, așa e în Formula 1. Urmează asta, ceremonia de premiere. Și cam asta a fost cursa, om. Hai că a fost mișto. A fost mișto. Dar nu s-a terminat. Mai avem concert mai încolo, așa că mergem înapoi la main stage. Că m-am și bronzat un pic astăzi. Da, frumos la Formula 1, ce să zic. Seriously, amazing to see you all. I did my best today. I did my best.
scores and points, not quite. We're getting there, but honestly, super appreciate all your support. It's amazing. Fain că au venit și Russell și Lando și acum ne pregătim de concert. Vine și domnul Lewis Hamilton, dar se lasă așteptat. Guys, we miss you being here last year, and the grandstands were empty, and it's obviously been a difficult time for everybody, but to see you all here this weekend has just been amazing, and how blessed have we been with good weather. Și l-am văzut, domnule, și pe domnul Lewis Hamilton. Din păcate nu pot să mai stau și la partea a doua a concertului, că și trebuie să prind autobuzul spre casă. Dar a fost o zi superbă aici la Silverstone. Sper că v-a plăcut și vouă ce v-am prezentat. Ce de reținut, recomand să vă luați, dacă veniți la Silverstone, să vă luați bilete la tribună, ca să scăpați așa de o grijă, chiar dacă sunt un pic mai scumpe. În rest, trebuie să vă bucurați de spectacol și imediat vă zic ce trebuie să faceți ca să câștigați un joc F1 2021. Și gata, am ieșit și de pe poarta circuitului, încheiem vlogul unde l-am început astăzi. O zi faină. O zi faină. Și ca să câștigați unul dintre cele patru jocuri F1 2021 pe care le pun la bătaie, trebuie să-mi lăsați în secțiunea de comentarii răspunsul la întrebarea: care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai tu legată de Formula 1? Că e de acum 10 ani, că este de astăzi, că e de luna trecută, nu contează. Dar în același timp să-mi lași tot în comentariu și platforma pe care vrei să te joci. Adică fie pe PC, fie pe PlayStation 5 sau 4 sau pe Xbox. Pentru că am patru jocuri, dar sunt mai multe pe PlayStation și de asta, și ca să știu cum le împart. Da, cam atât, doamnelor și domnilor, de la Silverstone m-am bronzat. Acestea zind fise, așa se vadă și apusul. Stai așa că nu știu cum să fac, așa. Acestea zind fise, ne vedem data viitoare.